seara. Bună seara tuturor. Bună seara. Eu de dor o să mor. Bună seara tuturor. Bună seara. Eu cânt ceva de suflet. Cântecul meu este despre ceva care e mai important decât toate. Se numește responsabilitate. Tăcătăcătate, responsabilitate, răchetăcătate. Când scoți ceva pe gură și spui pe internet, trebuie să fii responsabil cât de nu net-net. Nu, pe bune, azi video, mesajul meu este despre responsabilitate. Pentru că nu există o noțiune de responsabilitate bucală. Ar trebui introdus noțiunea asta, responsabilitatea bucală pe internet. A să vorbim despre responsabilitatea socială și poate chiar culturală, cu toate că acolo s-a apitare tulburi. Dar îndrăznim, suntem oameni îndrăzneți. Prieteni și prietene, astăzi poate alea că departat de politică o să vorbim despre un video care vrei nu vrei face furori pe internetul moldovenesc. Și pe mine asta alea că mă atinge și eu zic, băi, lumea-i de share, lumea grăiește, lumea comentează, des mă uit și eu. Mă uitam la comentariile altor oameni și uneori poți să faci părerea doar din comentarii despre ceva, dar e bine să vezi și acel ceva, să înțelegi despre ce e vorba. Hai să întreb mai întâi pe pagina asta mare, generală, da? Cunoașteți voi sau nu, dar în Facebook-ul moldovenesc a apărut așa o figură. Hai să o arătăm acum, da? Sergiu Postică se numește. Au început să bagi videouri despre dodoni, social, politici și așa mai departe. Eu am văzut doar câteva crâmpeie. O leacă am preferat să n-ascult pentru că personal, știi, uneori îți place cineva în felul în care arată și cum vorbește și cum își construiește argumentele. Și e că poate pentru mine personal, Sergiu Postică nu este om pe care eu aș vrea să-l urmăresc. Dar la fel se poate spune și despre mine și despre mulți alții, știi? Asta e pur o preferință personală. Cu toate că uneori mă uitam, zic, băi, nu, argumentul ăla că nu-i dus până la capăt, n-aș vrea să urmăresc asta. Mai ales că ulterior am aflat și din niște video intențiile lui de a merge la prezidențiale, la toamnă, zic, ok, eu voce, maladieți, folosește resursa online pentru a-și crește comunitatea, super ciotcos. Și azi văd un video share-uit de două stadioane de la Zimbru, da? Cât acolo e... 11.000-12.000 de oameni în cap la Zimbru. 23.000 de oameni au dat share la acest video. Trebuie să-l urmăresc și eu. Ia dați-mi de știri dacă voi ați auzit în general de Sergiu Postică, dacă merită de vorbit despre Sergiu Postică, nu tare mult ați vorbim, că eu nu tare mult îl cunosc, știi, din ce și apare pe online. Dar despre acest video, ați auzit, ați văzut, păreri, comentarii? Nu cumva ați dat și un share ca să știu să vă dau la 40 de slujbe? Stai că v-au plecat comentariile. Da, îl cunoaștem. Salut, ciuvac. De ce stau cu boxa pe cap? Care boxă pe cap stau? Anyway. Da? O leacă-i de delay, așa că probabil și nu. Camelia Bereșteanu zice nu. Nu la ce? Nu la... Anyway, da, ok. E slăbuț, ceva e slăbuț. No, eu sunt slăbuț, probabil. Mai pe scurt. Iaca, Fiodor Bacalu zice Pațanu Talcovi. Eu vreau să cred că despre mine, dar probabil te referi la Sergio. Tudor Bocan, patron emisiunii Lumina, zice tot ieri am aflat despre el. N-am idei cine tipul. Mai pe scurt, nu, hai încă o dată, dau informații generale. Imaginați-vă că pe Facebook-ul moldovenesc apare așa o figură, Sergio Postică. Într-un mod destul de regulat, postează videouri, comentează reacții, tot felul de fraze de politicieni. Felicită druji, familie, faceți-l din naștere în alta. Din câte am înțeles, el este manager. Nu știu până într-un final de chestia este proprietar, este manager a unui sel de nunți din Republica Moldova. Da, eu știu că arată alea că știi, e paradoxal. În Republica Moldova așa o băcătoaică de granit și... Nu, eu aș îndrăzni să-i zic chici, dar iarăși părerea mea pur personală. Așa o băcătoaică răsare undeva. Nu știu, care e adresa la Grand Eliseu ăsta? Pe la Sângera, nu? Dacă el de acolo transmite. Mai pe scurt. Și omul a scos așa un video... în care povestește despre faptul că, hai că și textul e super lung și de multe ori modificat din edit history, despre faptul că sunt falsificate statisticile morților, infectaților COVID. Amui, una, noi să avem păreri, îndoieli, semne de întrebare. E tare important să le avem, vapșe, tare important să le avem. Apropo de ce aici se întâmplă,
eu necontenit le-am. Apropo de, începând la liniile de demarcare care ne spun în supermarket, știi, și ne se fură din confortul cu care eu m-am deprins, până la zboruri anulate, tot felul de libertăți cetățenești de care noi suntem lipsiți în pandemie, depinde de și administrație avem și de și în și stat trăim. E bine să ne adresăm întrebări. Terminând chiar și cu incompetența celor de la OMS, e că chiar azi am văzut o știre, uite, pot să vă arăt. Organizația Mondială a Sănătății, da? Vrodibă vrei să ai încredere întrânși pentru că ei comunică direct cu Ministerul nostru a Sănătății și că ei așa și vă postează. Stai, Olea, că e șotă unii mei de glucește aici. Da? Se vede? OMS s-a răzgândit. După câteva ore a anulat informarea că asimptomaticii transmit foarte rar coronavirusul. Și au mai fost răzgândeli de-a lor, răzgândiri, răzgândiși. Apropo de măști și multe altele. Și mult chestii de astea, știi, de ordin așa, politic, conflictual, când nu au vrut să vorbească despre Taiwan ca parte separată, pentru că ei have this one China policy în care China cuprinde Taiwanul. Mai scurt, e și acolo apă murdară, și acolo oameni lucrează, încă nu sunt roboți peste tot. E normal să adresăm întrebări. Și că Sergiu Postică vorbește despre falsificarea statisticilor morților și a infectaților COVID. Dar vorbește, nu iarăși, hai să nu tragem concluzii pripite. După mine vorbește nu ca, nu expune asta ca pe o părere, că ea că eu cred că, cu toate că la urmă ei ajunge să adreseze acele întrebări sănătoase și de, știi, de nelipsite de logică. Dar el le expune ca pe un fapt, ia ca na, vă demonstrez, vedeți? Și dacă tot omul e așa de sigur în ce își demonstrează, zic, băi, de să ascultăm împreună. Vă invit pe voi la această audiție, vizionare, dacă încă nu v-ați culcat la această oră târzii. Am prins am o bucată de timp, o să vedem acest video și împreună să încercăm să deșghiocăm. Ce a avut omul în vedere prin acest video? A reușit el să demonstreze ceva și deși există, scuzați, dar eu cred că iarăși din invidie, ca și cu Dodon, deși există 23.000 de oameni, 200 stadioane de oameni, deși au dat share la acest video. Da? Să vedem. Pentru că eu unul n-aș da share și hai să aflăm de ce oare. Ok. Ne asigurăm că tăți vede, se aude. Stai că aici mai multe butonașe am de apăsat. Concentrarea scade, Andrei, trebuie să folosești ceva pastile, ginkgo biloba, ceva acolo pentru memorie, asta apăsăm, asta stingem, asta este, ia stai, studio mode, подождите, ребят, ну я здесь регия, я за вас все делаю, вы должны сострадировать за меня, давайте, слушайте, вы, знаете, самая большая помощь для меня в этот клип Игрелы, дать мне один лайк. Всего один, не два. Потому что когда, я говорил уже немного раз, когда вы говорите, когда вы делаете два лайка, первый лайк останавливается. Его больше нет. То есть два лайка — это ноль лайка. Так придумал Цукерберг. Все. Есть ли? Транзишн. Все. Суфакут. Студио мод. Суапасат. Десаня пэс. Шиоу. Щам депасат. Майскорт. Это видео... Stați alături, durează vreo 11 minute. Vă salut! Există sau nu există coronavirus în Moldova? Scuzați! Eu am pornit acest video, am auzit această întrebare și zic, blea, eu aș continua să văd acest video dacă la mijloc e humor, un sketch, ceva glumă. Omul întreabă dacă există sau nu, după două luni de stare de urgență, după stare epidemiologică, după pandemie declarată internațional, omul se întreabă asta. Dar noi suntem oameni toleranți, noi îi dăm o șansă. Nu, hai tot să vedem, omul s-a străduit, a pornit, a încărcat telefonul, poate l-a conectat la un powerbank pentru 11 minute. Și vrea un om să ne spună matur care se întreabă la Sângera dacă există sau nu orașul Sângera. A? Voi cum crezi? Nu, pare că există. Dar coronavirusul în Moldova există? Mă tin că da, mă tin câțiva biologi și virusologi, mă tin că au zis că există, da. Și că sunt oameni care administrează și laboratoare și mă tin că ei tot au zis că există. Dar e diznai, poate Sergiu are o leacă altă informație. Ia să zicem, există Sângera sau nu pe harta Republicii Moldova? Aici brusc se întrerupe, nu știu ce video, cred că acolo e vreun vârnugliuc, asta nu eu am făcut. Am informații venite de la mai mulți oameni că se falsifică datele. Ca să dovedesc eu cu... Ok. Noi nu putem să nu observăm
pata asta de sânge în partea stângă. De la 2 la 4.000 de lei se dau oamenilor pentru a le scrie COVID-19 ca sau drept cauză de deces pentru rudele lor. E ca așa o afirmație, nu? El nu spune s-ar da oamenilor ca și cum allegedly, dar deja se dau. Să vedem unde-s probele, Sergiu. Că 250 sau 260 de probe, cât am fost câteva zile de urmă, să active în Moldova, mie nu vine a crede. Noi suntem mai mulți ca, nu știu, după cap de locuitor ca în toată lumea. Nu. El zice că noi avem mai mulți infectați după cap de locuitor ca în toată lumea? Nu. Noi suntem undeva pe locul 40, dacă nu greșesc. E că mergem pe resursa asta, Coronavirus Worldometer, da? Te-ați cunosc site-ul ăsta de să-l pornesc. Stai, cum să mă duc? Stâng asta și ecto, da. Ia uitați-vă, da? Engleză o cunoașteți? Nici nu trebuie. Uitați-vă aici în partea stângă și scrie top cases la 1 milion populație. 1, 2, 3, nu se vede cursorul, nu știu ce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, colonița 9, da? Top cases la 1 milion de populație. Hai să vedem, unde e Moldova la top cases la 1 milion de populație? Primul e Qatar. Prima San Marino. Merge, Moldova, nu găsăm Moldova. Unde Moldova? Moldova, te gde? Moldova? Gde e Moldova? Locul 43, Moldova. 2485 la 1 milion de populație. Așa ne zici nou. Vrode bă, nu pe primul loc. Mai scurt, să zicem că Sergiu nu era tare pregătit, că nu a afirmat asta, poate o leacă. Țările din zonă. Emoționat? Hai să dăm mai departe. Au ieșit ei tot bine, la noi 260 de cazuri zilnic, la ce populație avem noi? Unde sunt cazurile astea? Unde se află? Scuzați. Repet, noi suntem oameni răbdători, continuăm acest video și ce este această întrebare? Ce vrei? Și știi când cineva te întreabă ceva și tu ai un răspuns în cap, tu poți să-l dai sau poți să-l ascunzi, fii nesincer, dar e și o întrebare pe care tu chiar nu o înțelegi. Unde sunt oamenii care? Unde sunt oamenii depistați pozitiv? Unii în spital, alții amușor muri, ca așa zice statistica, alții s-au însănătoși, alții acasă stratează. Ce este această întrebare, Sergiu? Al vedeți pe Dodon cu umbră fără mască, de obicei n-are treabă. Stai o leacă. Adică nedumerirea lui, sau cum zic, necredința lui în faptul că există acest virus, e Dodon fără mască care umblă pe țară. Da? De ce? Noi și-a îngrăit și el și-a grăit din înumărate ori. Omul ăsta nu respectă în niciun caz recomandările. Îți duci furtună cu Dumbrăveanu și chiar și Chicu, zici că avem 5 zile de locuri în spitale pentru infectați. Zici că e jel în țară, Dodon se plimbă, își face și mendrele pe țară. Ap nu înțeleg. Stai, Alec, unde-i butonul? O grămadă lume e indignată și e convins că tot asta e o falsificare și de orice nu există. Ok, deci lumea e indignată de ce? Că Dodon își permite să încalce anumite restricții. Sau lumea e indignată că, băi, Dodon e sănătos, tot normal la dânsu. Hai și noi așa. De ce este lumea indignată? Ce înseamnă aceste afirmații, Sergio? O cifră, în Chișinău sunt 3.000 de cazuri de COVID. Am raportat la număr de populație, asta primește 0,35%. Înseamnă că dacă era 1%, înseamnă 1 la 100, dacă e 0,5, e 1 la 200. Fiecare din noi... Asta, ok, el are în vedere că dacă sunt 600.000 de oameni, 1%, 1.000, 3.000, ok, da. Să zicem, dar 600.000 în Chișinău? Vrode bă. Tot cu sângera, dar sângera încă nu știm dacă există. În 200 de oameni trebuie să găsească măcar unul care are COVID. Acum gândiți-vă la voi. Voi știți la cineva COVID? Oh, genială chestia asta. Dar tu ai aflat pe cineva care are COVID pe lângă tine. Super, super matematică are Sergiu Postică. 200 de oameni. Întrebare. Când în ultimele 2 luni jumate de pandemie voi ați intersectat măcar și online direct cu 200 de oameni? Nu, ladna, voi erați al 200-lea sau 200-a dacă sunteți doamne. Dar dacă domnișoară, 200-tica. 200 de oameni ați intersectat în ultimele 2 luni jumate, da? Piteți i-ați controlat la nas și la buzișoare. Și cu statistica asta, probabil el s-a întâlnit cu 200 de oameni, da? Nimeni din acești 200 nu-s bolnași,
Dar statistica de 1 în 200 nu înseamnă că fiecare om crește să cunoască 200 de persoane și dacă întrânși nu. Există comunități, există sate unde erau, care erau plasate în carantină pentru că acolo comunitățile erau infectate la o rată mult mai mare, respectiv acolo nici nu trebuie 200 de oameni să cunoști. Acolo în familie se infecta lumea care vine de la mănăstirea Pociaev. Ia ne ponel, pa cimu el așa de greu înțelege matematica și statistica, Sergiu Postică? Sau, nu știu, poate eu văd altfel, mai euclidean lucrurile. Mai departe. Deci lui nu-i se pare real că probabil el nu a cunoscut. Hai să vă întreb pe voi. Voi cunoașteți oameni infectați care au fost testați pozitiv la coronavirus? Eu cunosc. Cunosc asimptomatici, cunosc simptomatic și vreau să cred că eu în ianuarie tot am bolit, cu toate că încă n-am ajuns să fac un test serologic. Și mai cunosc oameni care pe la început de ianuarie au bolit și vreau să cred că și asta era coronavirus. Probe n-am și nu zic, eu zic vreau să cred, înțelegi? Eu nu pun pate roșie pe ecran. Hei, tot ce spun pe gură acum share. A nu că davai la live-ul ăsta faceți share 23.000. A nu, cine, cam interesant. Trebuie bazat pe emoții, trebuie ne demonstra până la capăt. Ia dezdem, dacă v-am întrebat, cunoașteți sau nu cazuri personale? Tatiana zice, nu cunosc. Elena zice, cunosc. Venedic zice, cunosc 4 persoane. Mai scurt. Și voi cunoașteți personal? Voi ați grăit cu oamenii ăștia? Asta nu e curios, știi? Pur și simplu, de apropiat, eu am citit recent o istorie a cuiva pe Facebook care a scris despre cum tatăl e decedat. După complicații, bineînțeles, dar era infectat cu coronavirus și a decedat. Și te uiți la o asemenea istorie, crezi omul, vezi toată drama din text și pe urmă vezi un om care zici, stai uleac, și asta, voi cunoașteți oameni. Care e diferența dintre, în cazul dat, ca în aceste câteva secunde de video, diferența dintre Sergiu Postică și ce ne spune nouă Dodon prin martie sau când era apariția și a lui, da? Țineți minte. Da, ia că am găsit-o, pe 20 martie. Hai să o vedeți și voi. Lucru, poate colegii de la Ministerul Sănătății sunt super pe mine. Acest coronavirus poate să treacă prin organismul omului și noi să nu observăm. Putem să nu observăm. Sunt deja toate studiile făcute. Așa cum trece o gripă, simplu. Așa cum trece o gripă, parcă ai avut o lecție de probleme cu nasul, o lecție că ți-a trecut răceala pe tine și tu ai trecut coronavirus. Nici n-ai știut. Toate studiile au fost făcute, a zis Igor Dodon pe 20 martie. Nu știu ce comunitatea medicală, științifică, internațională, chiar am o săptămână asta, europenii, Canada, au început a dona milioane de dolari pentru cercetări. Ideea. Pe 20 martie, Dodon v-a zis tuturor că toate studiile erau făcute. Deși voi ați continuat să faceți studii, nu-mi dau seama. Mai scurt. Ne întoarcem la video-ul Sergiu Postică. Îi dăm o șansă, ascultăm până la capăt. Poate cineva crede că eu știu, m-am luat de un om nevinovat, de ce așa? Dar, repet, pentru cei care nu mai știu s-au conectat. Acest video, eu vreau să fie despre responsabilitate bucală. Responsabilitate socială față de cei care te urmăresc. E că tu ai, Sergiu Postică, are vreo 20.000 de oameni acolo, care îl urmăresc. Pornești un video, 23.000 de oameni dau share la acest video. Interesant, și partea a corpului este deconectată încât îi se dă share fără ca să verifici până la capăt. Sau poate până și chiar îi atinge emoțional. Și până la capăt ați vedem, ne atinge sau nu, ne atinge adevărul sau ne atinge emoția din acest video. Пойдем ка дальше. Voi să mă iertați, eu văd că sunt comentarii la acest live, eu nu reușesc acum să mă uit, dar poate pe final o să acord o leagă de timp și acestor comentarii de pe Facebook. Dintre noi o să știi care, dar majoritatea dintre noi nu a văzut nimic absolut. Eu masca cum o port eu, dacă era virusul ăsta, știți de câte ori mă îmbolnăveam? Hai să-mi serioși. Eu așa o pun, toată lumea le ține prin buzunare, eu un fals și o prostie, nu-ți dai seama de unde toată asta se ia. Stai o leacă. Ar fi mai ușor dacă am transcrie pe foaie, da? Și aici spune Sergiu Postică, pentru că eu leacă e dificil. Eu masca dacă o port, m-aș infecta mult mai ușor? El asta spune? Le ține prin buzunare. Știi care? Dar majoritatea dintre noi nu a văzut nimic absolut. Eu masca cum o port eu, dacă era virusul ăsta, știți de câte ori mă îmbolnăveam? Nu știu. De câte ori?
te-ai îmbolnăvit, dacă porți masca așa cum o porți tu și cum tu o porți, Ian? Hai să-mi serios. Eu așa o pun. Toată lumea le ține. A, eu așa o pun? Metoda eu așa o pun? În primul rând, asta sună o metodă chinezească veche, veche, veche de cum să-ți lecuiești durerea de genunchi. Eu așa o pun, genunchi, îți spun așa o pun și îți spun o leacă de cremă o pun și eu așa o pun. Ce este această metodă? Tu vrei să iei în deridere importanța măștilor? Ok, aici o leacă, aș îndrăzni să fiu de acord și au puțin semnele de întrebare sunt necesare. Dar nu spui 90 de secunde în greșnie despre faptul că nu există coronavirus, îmi spui că tu porți rău o mască și zici că te-ai infectat dacă ai purta-o și... Nu e că până în acest moment, de ce să vrei să dai share la acest video? Izvinite, пожалуйста, de ce? Buzunare, tot eu un fals și o prostie, nu-ți dai seama de unde tot asta se ia. Vreau să ating altă temă astăzi, decesele Moldova. Deci 90 de secunde de Dodon din luna martie și amu altă temă. Harașo, cluim, hai să vedem. Se falsifică masiv. Eu până la capăt... Decesele Moldova se falsifică masiv. E ca așa, o afirmație, gata. Ciotcos? Ciotcos. Nu am înțeles de ce. Stau și mă gândesc, trebuie să fie un motiv, trebuie să fie ceva economic, trebuie să fie ceva, o legătură la mijloc. Uitați-vă, să duc oameni să îi mormânteze și să apropie de rude și le spune, dați să-l scrim că e de COVID. Am caz concret care a spus categoric, a spus și cu voi. Ieri au făcut de 40 zile în urmă, a murit mama lui cineva și a spus, nu, categoric nu scriți COVID acolo. Dar am cazuri care au acceptat bani. Cel puțin 3 cazuri, unde la două le știu și suma. La una știu că e 4.000 de lei, la una știu că e 2.000 de lei, dar le-au dat bani la oameni pentru ce? Cine le-a dat? Cine le-a dat bani? Medicul legist, cine le-a dat? Popa! Să arăte număr mai mare la noi de morți de COVID, nu-i logică, aparent nu-i logică. Am stat și am analizat, măi, cine are de câștigat la asta? Un caz în plus este un părinte în Vărsărești, un popă în Vărsărești, și el a publicat. Ia că ați vă pun acum și la dânsul un fragment. A publicat exact așa, s-a apropiat și a spus să-l pună că e de COVID, să le dai ajutor. Ok. Popă, avem încredere în părinți. Bun, hai, plecăm de la această sursă mai departe. Nu înțeleg până la capăt cui trebuie asta. Dar eu vă explic că asta este și pentru a nu fi o băbuță de la piață care îmblă cu minciune și vorbește, eu azi am făcut o filmare cu camera ascunsă, domnul până la urmă, eu i-am spus că o să public Facebook, o să el să uite, vă arăt, vă demonstrez un caz, când e decedat tatălui în luna martie și când s-au dus la Doina, i-au spus, trebuie să-l punem de COVID. La Doina? La cimitir eu zis asta? Aha. Trebuie să-l punem de COVID. Dar unde, în și procedură la cimitir scrie cauza morții? De când cimitirul stabilește cauza morții? Poate n-am suficiente studii medicale, dar există, sunt sigur că există oameni care au studii medicale și care se pricep la asta și știu și în și instanță și la și etapă stabilește cauza morții. La cimitir? Dacă ai murit la cimitir, dacă nu... Dar au spus, dar cum așa? Dar pe el nu e de COVID, dar avea cancer la prostată, a avut... Și ce-a spus? Dacă n-al pui de COVID, alegi ți-l pui acasă. Depinde de om. Cu alții negociază, cu alții nu negociază. Deci omul știe două cazuri, dar depinde de om. De-am. Cu alții negociază, cu alții nu negociază. Ceva concret, ți-au dat bani? Nu mi-a dat bani, dar eu am ieșit în plus cu 4.000 de lei. Sicriu, masă de pomenire, toți taxele celea și încă pe urmă eu mai venit și din partea asta, de la... asistent social, nu știu, el a spus, eu am 4.000 de lei, un plus de 4.000 de lei. Nu, cum? E că omul îți spune o informație și tu spui, nu știu. Întreabă-l, ce înseamnă? Tu ai zis că a primit 4.000 de lei. Am zis că a rămas în plus cu 4.000 de lei. Noi cum tratăm această informație? Noi ne emoționăm și dăm share. Da, există. Andrei, nu sări în cap la om. Dar nu sar în cap la om, pur și simplu mă uit la un fenomen. Cum mii de oameni dau share. Eu ani de zile grăiem la emisiunea Lumina despre cum e important să avem un filtru peste discursurile politicienilor. Că și ei nouă ni grăiesc și adesea ni grăiesc fără voie noastră. Mai împing un link sponsorizat, mai plătesc la Facebook, mai una, mai alta, mai își cumpără televiziuni, mai organizează meeting-uri, șantajează oameni care să vină în centru, filmează cu drone și așa mai departe. Dar în caz dat vezi un om care își crește comunitatea și el având interes pe viitor de politică, din câte a declarat. Vrei, nu vrei, trebuie să pui și aici un filtru.
Tu trebuie să asumi responsabilitatea dacă oamenii dau share la asta. Nie, bunicuța Serafima, când eram mitel, ne-a zis să nu mă joc cu acu. Da, ne-a zis să nu mă joc cu acu. Eu nu știam deși. Organizația Mondială a Sănătății nu a publicat atunci niciun raport că e periculos sau nu să te joci cu acu. Să cam bâlbâie Organizația Mondială a Sănătății pe atunci. Dar bunicuța Serafima ne-a zis o istorie. Că odată un băiețel la noi în sat a desenat un șarpe și s-a terminat pixul când vrea să deseneze limba la șarpe. Și în loc de limbă a folosit un ac. S-a uitat la șarpe, i s-a părut strașnic și a lovit în trânsul cu mâna și când a lovit cu mâna i-a intrat acul pe mână și s-a dus la greier. La greier s-a dus, ai vă zic, ne-a zis bunicuța Serafima asta. Am udat șeira aia mugă. Vă zic că asta s-a întâmplat. Nu, adevărul e că partea bună, da? A avut efect pentru un copil de 6-7 ani. E strașnică istoria asta. S-a aflat cu un copil, i-a intrat un ac în mână, s-a dus la creier. Dar e operat cu informație falsă, care miza pe niște emoții. Omul poate tot încearcă să transmită un punct de vedere. E fain să avem un dor de poziție civică, de activism civic, să vrem să cunoaștem cât mai multe, să adresăm întrebări. Dar nu pornești cu premiza că ce ești zici tu e adevărat, că tu ai auzit, tu am ușa să demonstrezi și termini cam fiecare din argumentele tale cu și nu știu exact, ap nu știu ce se întâmplă, ap și e asta. Ap și e asta, Sergiu Postică. Omul tare categoric, el îmi spune clar verde în ochi și un lucru ca să fie clar, dacă erau cazurile astea de COVID adevărate, rudele care au avut contact cu el, cu cel care a decedat, medicii toți, ei aveau să mă lipsească. Rudele nici nu le-au spus să duc să fac testul, de atât că era clar că acolo nu e, tot e falsificat. Eu vă pun acum video cu el. Aici ține de o rădășină mult mai adâncă. Noi la internetul grește am vorbit despre asta. A fost un lucrător medical, infectat, plasat în carantină, care a fost testat mult mai târziu decât trebuie să fie testat. Ăștia de la Ministerul Sănătății n-aveau un protocol pentru asta. Perfect, super subiect. Pune la îndoială și critică incompetența oamenilor. Super ciotcos. Deși nu a dezvoltat subiectul ăsta până la capăt. Dar el a luat din altă perspectivă. Cu auzit, cineva i-a zis. Ce spune? Ce a declarat el? Dar pui în cazul vostru, dar ce, băi, nu vreau COVID și gata. Nu vreau să înscrii la aceea și nu știu ce. Nu, de ce, nu știu, nu știu, nu știu. Dacă nu ești căriesc, sunt după să lăbă la ingredient. Tipă și n-am plinește la doi, n-ați ușurăbă. Și să-ți căptările e super. Deci, cineva s-a dus cu un mort la cimitir și cimitirul, o persoană de acolo, i-a zis, iscăliți că e de la COVID și îl înmormântăm, dacă nu, duceți-l la voi. Așa-i? Așa-i că e greu de înțeles ceva din asta. Eu suportat cheltuielile de atâta că l-ai iscălit. Dar dacă nu iscălești, du-te din grădină. Du-te acasă, din grădină și un groapă. Eu știu unde e. Ce este asta? Și deși asta trebuie să ne ducă la discuție despre pandemie, asta trebuie să ne ducă la discuția despre, probabil, să zicem că asta s-a întâmplat, administrația cimitirului și cineva din cimitir o ganit într-un caz în care te trimite acasă dacă tu n-ai murit de coronavirus. Noi atâta cunoaștem, atât de detalii despre acest caz cunoaștem. De aici trebuie să ne tragem concluziile, să dăm share la greu, să credem în conspirații și Bill Gates. Dar și vârstă? La ei vârstă mai mare, 70 ceva, da? Nu, 87. 87, e bătrân, da? Apoi mă tin că la ăștia își fac, la ăștia mai în vârstă își fac chestia asta, muhliojul. E la tăți. Tăți. 100 de oameni mor pe zi aproximativ în Moldova. Tăți mor și sunt oameni care înainte de moarte, e ca vrei să mori. Zici, băi băieți, eu gata, mi-am trăit viață, mă tin că vreau să mor. Stai, iscălește aici. Dar și asta. Că ai murit de coronavirus. Și numai nu mai iscălești, știi, și te apuc. Tu nu mai vezi cuvântul coronavirus, o leac te infectezi, mori și după asta de-am ies că ai murit de coronavirus. Toți care au murit, n-are pot ce-au murit el. Eu omul nu, eu mori. Eu aș da spui și la dor și n-am dat, așa-i? Da, dar în cazul că nu a avut COVID, dar păi te transmit și matale, și lui sora, și lui tezi că te-o transmită, dar el dacă nici nu a avut nici zarea, pe voi nici nu vă... Eu spun că eu eram la lucru, la smene, când mă surmă, mă sună toată. Tăticul vine urgent, de la o cunoștință, de graș, nu știu ce faci. De ce nu știu ce faci? Eu când vin chema salvarea asta. Mor așa de repede. Cine? Polițiștii? Ei jau de pașii, cu lume, cu oran, ce?
Am plăcut maști. Și mază. Am plăcut maști. Păi las că astea cu 20 de corect. Auzi, boțătă la matale și din eu fix așa la... Eu și de jură bun. Și magazinul în tete. Am o iară, aș pus în pui. Ce s-a să pui omul 22 de mii? Ok, și are asta, și are această discuție, și are purtatul măștii responsabil al Sergiu Postică și acelui domn cu acest subiect. Repet, de ce să vrei să dai share la acest video? Dar uite, nu ce interesant, dacă era COVID, voi ați avut contact cu dânsul, ar trebui, puteți să vă verifice. Stai, scuzați, dar nu, blea, trebuie de oprit aici. Omul m-a și-o zis că a ajuns la cimitir și la cimitir o zis, să-l îngropăm doar dacă semnați că e COVID. Deși tu șeri ca aici să-ți fii făcut ție test, dacă tot tu declari că nu era coronavirus. Care-i nedumerirea ta atunci în acest caz? Sorul medical test, da, doctor. Apoi... Scuzați-o, a venit camazul cu adevăr. Nu, eu vreau să îmblu, eu vreau să-i găsesc capătul. Mergești. Nu știu, matale zici n-ați găsesc dreptate, eu o să o găsesc. Să apuci pe dracu de coață și mai repede pe tine. Dar pe eu dacă l-apuc de coadă, zic cum asta l-învârtesc. Sperăm, avem încredere. Matale, i-ai dat o lecție de viață azi mai mult. Eu vă spun... Nu, dar ia ca uite, dacă el îi mor de COVID, ar trebui să mă tale sau că știți, te duci, testezi, așa cum omul... Cine a spus că el îi mor de COVID? Aștia care au rugat să semneze, presumably, la cimitir, ce înseamnă dacă el îi mor de COVID? Mor de COVID, dar pe restul gata, atât de gine. La furtună. Dar și el a străiesc și nimeni nu-i face stiesc, nică, tot normal. Eu lui Dodon, drept Dodon ăsta la foc de coadă într-o ză. Dodon mai câștig o dată? Te depinde de muci. Matale, l-ai votat? Prima dată l-ai votat, n-aveai pe cine, dar... Eu de mă las să ne uităm până la capăt, că nu vă credeți că taie în niște momente, că aici discuțiile variază, dar oricum sunt colorate. Muia? Da, mă, pe cine? Păi ca să apar eu acolo. Apară? Apară? Orice om, eu ia ca... Minunat! Exact la... Minunat, minunat, e încă un potențial candidat la președinție. Pa ce mă băinet, mai colorată scena politică, generație nouă, caneșna. Om care se pricepe la afaceri, vine din Horeca, suferă pe timp de pandemie, da vai, are și povesti. Dar vreau să aibă și o leagă de responsabilitate față de cei care îl urmăresc, nu? Și-ți bagi greutate pe cuvintele pe care le scoți pe gură. Ce ești temă? Este un părinte, iată, uite, de la Vârzărești, vă mai pun un fragment din video lui, este o postare publică făcut pe Facebook, exact aceeași situație. A venit și s-a propus bani ca să-l scrie de COVID, dar el nu era de COVID. Iată, uitați, vă mai pun un fragment și din înregistrarea aceea, ca să înțelegeți că e un fenomen în masă, asta nu e un fleac. Două cazuri fenomen în masă, ne tarpil așa de ei. Îmi spune el. Vă zic încă o dată, am acceptul lui să spun, să fac acest lucru public. Că atunci când a sunat la 112, imediat a venit, sau peste un timp oarecare, a venit o mașină a poliției, un domn îmbrăcat în uniformă de polițist și o doamnă tânără îmbrăcată în uniformă de polițist. Se grește parcă e Anastasia. Reușești să adormi. Care au scos un act cu multe semnături pe el, deja completat, și i-a întrebat, cine răspunde de acest om? Cine e principalul care se ocupă de mormântare? La care nepotul, ăsta care a vorbit cu mine, îi zice, eu sunt. Da? Zice, bine. S-au retras așa un pic mai într-o parte și zice, cum facem mai departe? Și ăsta îi spune, zice, da, cum să facem? Păi, a murit bunielul, vreau să-l mormântez, constatați. Hai, băi, sta bine, dar înțelegi, vezi cum acum la noi e situația. Și poate scrim aici că a murit de virus. Domnule ministru de... Atât? Atât? De ce? Care ar fi interesul în spate? Un polițist sau aprochet... Și-a întrebat, poate scrim că a murit de virus.
De ce? De ce până la urmă să vrei să dai share la prezentarea unei asemenea informații? Că nouă ni se servește pe tavă. Noi își avem, vrem să credem că avem un creier între două urechi, așa-i? Ascultăm ceva, urmărim, dacă nu înțelegem, de ce îți dăm share? Sau, pe bune, eu vreau să înțeleg, știi, ca sociologic, demografic, vreau să înțeleg 20 ceva de mii de oameni care se uită la astea, că până în minutul 8:40, și încearcă să conecteze aceste informații. Încearcă oare să conecteze aceste informații una cu alta? Care este concluzia lor? Ce concluzii trebuie să aibă după asemenea video? Vrei să răspândești ce cu acest video? Repet, nu neg importanța activismului civic și adresării întrebărilor. E foarte important să adresăm întrebări. Începând cu cantora OMS, terminând cu incompetența factorilor decizii de la Chișinău, terminând cu nepurtatul măștilor lui Dodon și pupatul și datul mâinilor cu veteranii în grupa de risc. Tot trebuie să-i pus la îndoială. Chimic, biologic trebuie studiat acest virus, înțeles, dar deși cum a apărut el, deși amud, deși această categorie de persoane suferă mai mult și alții mai puțin, există o conspirație sau nu, și ne are interesul să finanțeze vaccinul, e un interes pur nobil, medicinal, științific sau mai sunt interes pe acolo. Zașibi să adresăm întrebări cât mai multe. Dar când tu zici, nie, Nana Serafima ne-a zis, după asta eu am făcut, cea că și-a zis popa, a venit o femeie care lui i-a zis, a venit alt femeie care cu polițist, a murit un om și a întrebat, vreți să scriem coronavirus? Stop video. Da, pur tehnic, logic, imaginați-vă că ăsta e transcript foaie informația asta. Ce sens este în asta? Înțelegeți nedumirerea mea? Voi probabil ați credeți că eu sar în cap omului. Nu, eu sar în cap lipsei de logică și legături de sens în această prezentare de informații. Care este șeruită de zeci de mii de oameni. Zunar al lui Igor Dodon. Stai, Lea, că vorbești cu voi. Situația. Și poate scrie mai aici că a murit de virus. Da, puișor, eu m-am... Și faci, te-ai trezit? Nu știu dacă voi l-auziți, eu l-aud. Domnule ministru de buzunar al lui Igor Dodon, Pavel Voicu, ești ministru de interne. Dacă eu, ca persoană fizică, și o mulțime de-a lume în statul ăsta vorbește de așa fenomen, voi nu vă duci cap și trebuie să faceți? Să duci un polițist, avem 8 morți sau 10 morți ieri, să duci la poartă, tuc-tuc, bună ziua, a decedat ieri la cineva de la voi de coronavirus? Da, a decedat. Așa zis, vă rog, noi vrem să facem o anchetă, un act de verificare, semnați aici că nu spuneți minciuni și începe întreba. De ce a murit? O să vedeți atunci cazul, situația reală. Care e interesul vostru? Care e interesul lui Dodon? Să mă țină pe mine acasă, mă falimentează. Eu nu înțeleg, lumea e disperată deja. Ce vor, îmi furci? Ok, în pie că ai adresat întrebarea asta. Tu, om, administrezi o afacere. Foarte bună întrebare. Care este interesul? Dacă statul ar ascunde, da? Dacă ar falsifica statisticile, care ar fi interesul? Și cum crezi? De ce statul ar vrea să moară afaceri? E că în cazul dat, nu? Nu trebuie să știi variante. Nu văd niciuna. Deși statul vrea afacerile să moară. Deși statul vrea să țină oamenii în casă, dacă s-ar face alții fără de legi, atunci e mai clar. Deși statul ar vrea, de exemplu, să facă niște scheme despre care noi putem doar să presupunem, să zicem că un spital, la nivel de spital, noi nu grăim de Doina și zice Sergiu Postică, dar zicem că un spital are mai mulți pacienți COVID decât altul. Spitalul prinește probabil mai mulți bani de la Casa Națională de Asigurări în Medicină, sau cum se mai cheamă. Respectiv, probabil cineva ar vrea să aibă niște interese în care se declare mai mulți infectați cu coronavirus. Să zicem că este așa caz, da? Sau la autopsie mai mulți fie declarați și diagnosticați cu COVID, ca după asta să afli că, aha, Moldova a suferit mult mai mult și poate să obțină mai multe ajutoare de undeva. Eu am un pur și simplu scot prima și-mi vine în cap, da? Sau o companie farmaceutică care ar da niște antivirale undeva, cuiva, la un centru, la un spital, la un minister, ar avea interesul să aibă mai mulți pacienți fake ca să împingă să vândă mai mult statului și să aibă profit mai mare. Ia ca variante. Și aici ne grește Sergiu Postică despre, știi, legătura logică care el o face, e greu să te ducă la un adevăr și la o concluzie sănătoasă. Furci. Ei până la urmă a slipar că să nu le pară că Ceaușescu a terminat-o ușor. A s-o termine și ea așa. Genial! E că Ceaușescu a lipsit în acest video. De tot am auzit popă de la Vărzărești și amuia ca și Ceaușescu în acest video.
Tragem concluzii. Nu, eu nu sunt stare, n-am atâta ginkgo biloba în sânge. Pavel Voicu, tu ai tare mare grijă de mine. Ca să înțelegi că eu nu sunt ultimul om în statul ăsta, o să-ți spun exact cuvintele care le-ai transmis la doi subalterni. Pe Dodon de postică de la Grandele Zile doare capul. Lasă-l doară capul. Faceți-vă lucru care l-aveți de făcut. Pe Dodonul fiindcă... doare capul de postică. Mm-hmm. Deci niște polițiști ar fi transmis lui mesajul care i-a transmis voi cu ministru. Este interesant, interesantă informație. O să vă duceți într-o ză și o să vină iară fix așa, o să bat, tuc, tuc. Bună ziua, la voi a murit cineva. Din ce cauză a murit? Pentru cine amăgiți pe noi? Interesul... Cine sunt cei care te amăgesc pe tine? Statistica oficială? E că întrăm și citim statistica oficială care e la noi, da? Și ce s-a întâmplat azi? Câți au fost? Azi mă adică am trecut de 10.000, da? Ai eu ce știri în aia răsare, apropo. Nu știu dacă ați citit-o. Nu e amuzant, să mă iertați, da. Vedeți? Stați-o lec. Stați că s-au îngustat aici. Păi ce mută că... Păi ce mă subuțit aici ecranul? Așa e bine. Un preot din țară a murit din cauza complicațiilor COVID-19. E ca așa o statistică. Nu, dar unde e statistica asta oficială? Azi câte cazuri au fost? La social de obicei scriu, da? 218 cazuri. Deci Sergiu Postică zice că asta e o statistică care ne ține în casă? Asta e statistica falsă? Să zicem, ok, hai să vedem logica. Nu să mă țineți mine acasă, eu să mă țineți închis. Care e interesul? Nu vedeți că țara îndeop și plângea mai de tot? Aveți bani de psihotare, eu nu știu. Dați să ne lămurim, dați să ne spunem toți cu părerea. Este fenomenul falsifică că au murit de COVID. Care-i plusul lor? Ce câștigă? Eu am o idee în cap. Eu n-am înțeles acest fenomen și eu n-am putut trage concluzii din două cazuri neclare. Să trag o concluzie că e vorba despre un fenomen, dragă Sergiu Postică. Nu poți numi asta fenomen. Carlos Dreams e fenomen. Astea două cazuri nu e fenomen. Astea două cazuri sunt două cazuri puse într-un coș în care probabil ție ți s-a părut că ele au legătură una cu alta. Și scuzați că tăcoi asobene, dar 20 ceva de mii de oameni tot probabil asta au crezut și au dat share la asta. Și ne se pare inadmisibil, dacă nu pur și simplu amuzant. Înseamnă că datele celea 200 sunt false. De ce? De ce ele sunt false? E cumva se lege, uitați, avem 200, trebuie să arăți niște morți. Că nu poți fi datele celea false și nu moare nimeni. Și eu își fac legătura. Aceea le falsifică eu din nas de la unul bolnav și le pun la tăte probele că stăte așa și pe urmă fac în partea asta. Eu suspiciunea mea. Dar eu n-aș suspecta chestiile astea dacă n-ar fi fapte. Fapte? Eu am urmărit 11 minute de video, n-am văzut fapte. V-am pus, iată înregistrarea, o cameră ascunsă, ați văzut ce e asta. Asta e dezastru, asta e bătaie de joc de cetățeni. Eu nu înțeleg. Vin alegerile, vreți până atunci să ne țineți acasă în situație excepțională. Și vreți, prelungiți, trebuie să fie o lămurire. Vin bani de psihotare. Eu nu înțeleg, sincer nu înțeleg ce se întâmplă. Dar voi, prieteni, și înțelegeți? Hai să ne întoarcem încă o dată să vedem. O precizare a domnului Postică. El la început se întreba dacă există sau nu coronavirus, dar trebuie de arătat și această precizare, ca nu cumva să credeți că nu vorbim despre ea. Așadar, undeva pe aici apare. Până la urmă, eu n-am făcut asta pentru că doresc cuiva rău. Dar datorită la postarea mea de vineri, am avut comentarii multe în care oamenii erau indignați. Oamenii, eu nu înțelegeam eu ce se întâmplă. Oamenii erau împotriva la virusul ăsta. Uite așa, uite acolo. Am primit foarte multe comentarii împotrivă la tot asta. Ca să fie clar, părerea mea și părerea a mai multora, există virus, există bolnavi de virus. Oh. Nu neg absolut, eu am văzut cazuri. Ah, gata. Deci câteva ori în urmă la Sângera informația era că nu există, sau cel puțin era îndoială. Am o informație de ultimă oră tot de la Sângera, există virus, dragă comunitate științifică. Sio, spacuha, fără panică. Există. La Sângera ni s-a confirmat că există virus. Mulțumim frumos! Prieteni, dacă voi ați urmărit la bun început și ați urmărit împreună cu mine acest video, v-ați regăsit sau nu v-ați regăsit în nedumerirea mea, dați-mi de știri mai jos în comentarii. Da, eu chiar aș merge pe comentarii pentru că am văzut și valori de oameni care cred că eu sunt om rău. Dar nu, să nu credeți rău despre mine. O, ia că de exemplu, penultimul comentariu, Dumitru Muntean zice, dar cum să fac că voi să vedeți comentariile astea? Știți cum ar trebui eu să fac? Ați răbdați-o leac?
Știi că sunt irelevant când le citesc. Așa oare spot? Pam. Pam, live producer. Da, cred că așa se încerc. Se vede? Se vede ceva? Ok. Hai că luăm comentariile astea din partea stângă. A, dar sunt bune comentariile. Andrei Șpac, that's o palmă. Normal. Panica o faci tu, zici Andrei Borș. Normal. Nu Andrei. Ludmila Cebotaru zice nu Andrei. Nu știu ce nu Andrei. Balabol Postică. 200 lei din partea mea. Tu cât dai? Tu ai comentat filmul fără să-l privești, ori tu așa, nu mai ai ce, super Ion, da, nu, cred că acum trebuie tot mai puțin să nimerăm, deși există 23.000 de oameni care dau share, zi, Naida Apostol zice, prostule, ok. După logica acestui individ, dacă statul e cointeresat să falsifice datele cu vizare la persoanele decedate de COVID-19, atunci ar trebui să fie raportate zilnic peste 20-30 de cazuri. Opriți comentariile. Muntean Dumitru zice, omul acesta măcar a atins un scop în viața asta. Și când tu ai să ajungi la nivelul lui, atunci ai să ai dreptul să-l discuți. Pe bune? Deși dreptul la părere se dă atunci când atingi scopuri în viață. Și să hirnea, Dumitru. Get a life. Andrei, azi a întrecut măsura, zice Lilia Herța. Mereu urmăresc postările tale, dar azi am rămas dezamăgită. Sergiu Postică și-a arătat revolta față de nelegiuirile care au loc în Moldova, exact cum o faci tu. Care sunt aceste nelegiuiri, Lilia? Eu mă întrebam. Sergiu, nouă nea... Stai o leac, blin, scuzați, comentariile curg și nu reușesc să mă duc la cele de sus. Nu mi-e cam scăpat-o pe Lilia, nu știu unde. Unde e Lilia? Scuză, Lilia. Cu mare drag, eu și share aș da la oameni care vorbesc despre nelegiuiri. Doina zice, ne-am săturat de prostie, ce pastilă să le dăm moldovenilor să nu mai fie proști. Nu, asta e o leacă de generalizare, știi? Bolocan, să vorbim acum în stilul tău, deși mă rog, consider că tu cunoști adevărul absolut. Cine? Eu? Eu am zis că cunosc adevărul absolut? Nu, Ana, eu n-am zis că cunosc adevărul absolut. Mie îmi pare corect să adresez întrebări, dar nu să prezinți informații drept fapte. Parcă nu îmi păreai băiat naiv, dar prea crezi în ce-ți spun știrile acestei guvernări. Oh, da, eu cred, bled, din NTV Moldova. Prea crezi că toată treaba asta cu virusul e așa transparentă și roză? Nu, nu cred. Îți spun pe secret, pe timp de criză se fac bani mari, nene. De acord. Vin în Moldova, fă o investigație jurnalistică normală. Una normală să o fac? Bun, hai, numai una. Nu stând pe scaun în Canada. Nu, haide să mă scol în chișoare, dacă vrei. Te vei convinge că acum în spitale nu există bolnavi de pneumonie, bronșite, etc. Deci întreabă ministrul cât trebuie să împarți numărul total de bolnavi oficială. Dragă Ana, mai există un factor de ce nu sunt bolnavi de pneumonie și alte boli? Mulți oameni refuză să meargă la spital chiar dacă au complicații la cu totul alte boli pentru că îi tem să infecteze de coronavirus, dar asta e doar un aspect. Adrian Sedunză și ești prost, Andrusa. Ok. Marcela Rusu zice, scriem numărul tău de telefon. 514 916 și așa mai departe, Marcela. Dar cine e acest domn Postică, Sergiu Ignat? Sergiu, eu des să mai reamintesc, da, poate lumea a uitat. Stai o leacă, unde Google Chrome? Nu, stai că s-a schimbat Google Chrome, scuzați. Mai scurt, da, să mergem pe pagina lui. Da, sunt multe comentarii, prieteni, o să reușesc eu cumva să ajung și la ele. Dar mulțumesc pentru atenția celor care... Băi, dați-mi de știre, dacă voi ați reușit să dezghiocați logică, spuneți-mi. Eu m-aș bucura, știi cum eu m-am apucat în tineret să-l citesc pe Hegel? Nu l-am dus până la capăt, că era greu. Probabil nu suficient de inteligent ca să-l înțeleg pe Hegel. Probabil nu suficient inteligent ca să-l înțeleg pe Sergiu Postică, la fel. Stai, des revin la Google Chrome și la normal. Așa? Ok. Da, pentru cei care n-au observat, nu sunt la curent, Sergiu Postică, activist, vlogger, am început de curând să-și... Versamaru față de politica, situația politică socială din Republica Moldova și are o pagină pe Facebook cu 10.000 de urmăritori. Și despre el am hotărât să vorbesc astăzi. De fapt, nu despre el, dar despre un video pe care l-am lansat. Acest video se referă la niște cazuri, după cum spun el, de corupție, în care sunt falsificate statistici ale morților, ale infectărilor. Despre infectări nu prea multe am aflat, dar sunt două cazuri pe care ne le povestești. Unul în care la cimitir a fost rugat cineva să falsifice cauza morții, și asta mi se pare o leacă lipsă de logic. De ce? De ce cimitirul vrea să falsifice asta? Cum asta ajută statistica?
Și cineva de poliție a fost rugat. Iarăși, repet, eu cred că putem să intuim, să ghicim cum se fac bani pe timp de criză la nivel de spitale, că putem să ne amintim despre cum a fost dat afară șeful de la Spitalul Clinic Republican. Probabil acolo sunt interese. Probabil sunt alți șefi de spitale care au interese și tare apropiate cu Dodon, cu Puterea sau cu alți exponenți de acolo. Trebuie să ne gândim la asta. Trebuie să ne gândim la companii farmaceutice care vede beneficiat de mai mulți pacienți COVID. Pentru că dacă stă unul cu apendicită, asta sunt cât 600 de lei pe zi sau cât de acolo la spital, plus niște cheltuieli, până la 7.000 de lei se ridică. Unul cu coronavirus poate să ajungă la 70.000 de lei cheltuieli din banii statului, panimaiși? Respectiv, cineva e clar care avea de câștigat din asta. E că astea sunt întrebări meritorii. Dar aceste două cazuri, cu cineva la cimitir și un popă care au zis de un polițist care a venit cu o femeie, nu văd logică. Asta la cine duși pe noi? O tagot. Da. Mai revenim la comentarii? Revenim la comentarii sau voi acolo m-ați îngropat definitiv? Nu voi, nu generalizez. Oleg Cevanu zice: Andriușa, pe semne miroase a invidia aici din partea ta. Tu te consideri mai deștept ca Postică și nu vrei să accepți că dânsul este foarte urmărit în timp ce tu pentru următorii tăi muncești mult. Da, Oleg, da. Da, uneori eu stau și verific, zic, blin, e că eu nu pot să crezi despre asta când n-am verificat informația până la capăt. Eu aș tare și fi vrut să fiu informat, să vorbesc despre procedurile care duc la, știi, stabilirea cauzei morții unui pacient. Să am surse veridice. Într-un live Facebook nu reușești să faci asta. Dar în mare parte sunt invidios, Oleg, sunt invidios. Pentru că eu văd 20 ceva de mii de share-uri. Că uite, cât e un... 24 de mii de când eu grăiesc. Ia uite, eu poate chiar și publicitate am făcut nașarul omului. Dar eu am vrut să învărs nedumerirea și invidia, corect, invidios. Nu-mi dau seama de ce sau cum poate să apară 20 ceva de mii. Înțeleg, știi, când faci un sketch, o ceva cu umor, e ca Emilian Crețu ceva a fost acolo, un harman s-a stropit cu apa, e amuzant, lumea de share răspândește stare de bine pe Facebook. Nu neapărat acolo să existe, știi, fact-checking la o glumă, la un pricol pe Facebook. Dar aici omul prezintă niște acuzații și parcă-i vrea să niroasă sens. Dar e diznai, e diznai. Ok, terminăm comentariile. Gheorghe Matcin zice: Amuș Andrușa, la urmă zice, hai dați follow și apăsați clopoțelul. Cum a zis Gheorghe, dați follow și apăsați clopoțelul. Dați follow cui vreți, apăsați clopoțelul cui vreți. Important să o faceți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mersi tare mult că v-ați făcut timp și ați urmărit acest live. Vă rog frumos să folosiți filtre de rigoare la orice apare în fața voastră, mai ales că pe Facebook e gratuit, ți-ai pornit telefonul, ți-ai pornit camera, depinde care și resursă are, fiecare poate spune și vre libertatea exprimării. Dar atunci când ai o comunitate care te urmărește, mi se pare că trebuie să fii responsabil pentru vorbele care ies din gura ta, mai ales când vii cu acuzații. Când nu vorbești cu condițional optativ, s-ar putea să probabil aș... Dar dai sigur o informație și zici că în baza două cazuri care după mine n-au logică și sens și legătură între ele, în baza acestor două cazuri tu vezi falsificare. Sunt tare multe întrebări, le-am spus de câteva ori în timpul acestui live, care trebuie să le adresăm și poate multe altele care încă nu-mi vin în cap. Hai pe ele să le investigăm, dar să răspândești asemenea informații ca să ce? Dar e ca primele 90 secunde din video în care tu pui la îndoială existența virusului, medicii care au murit în prima linie, ieși, cum ne uităm la dânșamu ca decedați în urma acestei pandemii? Ca un fel de... O falsificat și ceva, o închis prestrâns ochii și a murit la întuneric. Cum asta se explică? Anyways, vă doresc multă lumină, pupicei, o seară liniștită și ne auzim când ne vedem. Ne vedem când ne auzim. La revedere! Scuzați, nu putem să mă opresc. Și este un comentariu care zice: ești dal, 3 puncte. Ți mai ești dal, baiob, dacă ai curaj. Știi că ești dal, și nu înseamnă ești dal. Și nu știu ce înseamnă ești dal. Ladna, apăsați pe clopoțel. Cu toate că nu e pe Facebook, mă tine că nu e clopoțel. Sau este și pe Facebook. Vreți un cântece la urmă? Da, hai să plecăm pe o notă pozitivă, că văd că e tare mult ceartă printre oameni. Yo, mai eu, blea. Izvinit, pajalusta. Izvinit, pajalusta. Da. Hai și care tare să supărați pe mine, dacă vreți să rămâneți și eu să vă cânt, dar și care nu supărați și mă cunosc de mai mult timp, rămâneți și voi. Așadar, hai să alegem genul
genul de melodie. Care îl vreți? Vreți un pop, happy, ceva? Pe YouTube, free melody sunt. Hai să luăm un pop inspirațional, da? Nu, pe ăsta l-am cântat ieri cu Dodon. Un pop happy, pe poate ăsta. Nu? Deva ăsta. Nu, deva un hip-hopcic, pazani. Și pădruși. Deva un hip-hopcic. Hip-hop dark, da, dacă tot e mult chart în comentarii. Yeah! Nu, noi mă improvizăm, vă vedeți seama. Nu știu ce să fie, bă, după asta. 1, 2, 1, 2. Yeah! Ia să vedem. Hey! Nu mă urâi pe mine. Eu pentru tine în viață vreau doar bine. Nu te supăra, te rog frumos pe mine. Când afară de ziua de azi este și ziua de mâine. Nu urla, nu striga, nu arunca cu piatra în mine, da, pur și simplu am spus părerea mea. Când aud ceva, vreau să-și înțeleg ceva. Multii apar pe internet gratuit, dar înainte să dai share trebuie de verificit, trebuie de pravirit, trebuie de încercit. Că dacă nu e adevăr înseamnă că te-o naibi. Cam asta, prieteni. Băi, parcă ești ok, nu? Parcă ești ok. S-a dus ca racheta. Și apropo, concluzia acestui live, dacă cineva tot vrea o concluzie, da, bineînțeles, socialiștii la gunoi. Și a doua concluzie, sângera există. Sângera există, bajus, am văzut-o.